telefonul, o să găsească ceva, înseamnă că am fantome în casă, la modul cel mai serios. Acesta va fi cel mai înfricoșător lifehack de pe TikTok. Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod din Testez Lifehack-uri de pe TikTok. Creepy. Pentru că astăzi este un episod foarte special și astăzi o să testăm doar lifehack-uri creepy. Am văzut foarte multe TikTok-uri destul de interesante unde îți cam zburlește pielea de pe tine, ca să zic așa. Așa că, dacă vreți să continuăm această serie de Testez Lifehack-uri diferite de pe TikTok, un mare like și dacă acest video strânge 20.000 de like-uri, o să mai facem următorul episod de lifehack-uri creepy. Și o să le testăm într-adevăr, să vedem dacă sunt adevărate sau false. Și o să fiu cât se poate de sincer cu voi. Hai să începem cu primul TikTok creepy. Să-i dăm bătaie! Pentru următorul lifehack o să avem nevoie pur și simplu de un calculator. Bineînțeles, toată lumea are un calculator pe telefon, așa că din câte am văzut, dacă aduni două numere diferite, o să-ți dea un mesaj foarte, dar foarte creepy. Cuvântul pe care noi îl căutăm este hell. Mai exact, toată lumea știe ce înseamnă. Hai să vedem dacă într-adevăr este real. O să trebuiască să adunăm pe calculator 468 plus 666. Asta e destul de interesant dacă o să meargă, așa că, ok. Hai să vedem dacă într-adevăr va merge. Ok, aici este calculatorul. Hai să formăm pur și simplu acum 468, ok. 4, 6, 8, plus 6, 6, 6. Și este, bam. Păi și unde e cuvântul? Și haideți să vedem secretul, dacă într-adevăr întoarcem telefonul, o să apară exact cuvântul hell. 4 fiind un H, 3 fiind un E, 1 și 1 fiind 2 de L și este cuvântul. Bă, din punctul meu de vedere, acest lifehack într-adevăr este real. Stai că m-au luat cu emoția acum. Te ia puțin suspansul ăsta, dar oricum, bineînțeles, sunt doar niște numere care au fost calculate. Na, este o farsă destul de bună. Hai să trecem la următorul lifehack. Creepy! Pentru următorul lifehack este nevoie de un calculator și, bineînțeles, de Google. Mai exact, o să trebuiască să scriem The Wizard of Oz, vrăjitorul din Oz pe Google și pur și simplu o să începe să se miște ecranul pe acolo dacă apăsăm noi niște butoane. Mulți dintre voi știți chestia asta, dar mi s-a părut un lifehack destul de creepy și să poți să faci niște farse. Așa că hai să vedem dacă este adevărat sau fals. Așa că am intrat acum pe Google, scriem Wizard of Oz, ok, am dat căutare și dacă o să dăm click exact pe acești pantofiori, o să se întâmple o magie. Hai să vedem dacă este adevărat sau fals. Acest lifehack foarte creepy. În 3, 2, 1, click. Ok. Au, nu te cred, uite, s-a transformat. Acum este o tornadă, dacă vedeți. Am dat click, văd că este o casă. A, și se duce înapoi, nu te cred. Când am apăsat click, se aude și un sunet. Wow, ce sunet ciudat. Deci acest lifehack este într-adevăr real, puteți să-l încercați și voi să auziți exact ce sunete ciudate scoate. Cel mai probabil sunt din secvențele acelea de film. Așa că, ok, super tare, este destul de interesant. Hai să trecem la următorul lifehack, creepy. Și apropo, vreau să scrieți în comentarii de câte ori am zis creepy în acest episod. Următorul lifehack este cel mai creepy lifehack pe care eu l-am găsit. Într-adevăr, nu știu dacă este adevărat sau fals chestia asta, nu știu dacă într-adevăr fete respective chiar s-a întâmplat și chiar avea fantome în casă. Din câte am văzut în live-ul respectiv, folosea acel filtru cu diferite fețe, pur și simplu scoate limba cu urechiușe, că dacă ți-l pui tu pe față, o să ai urechiușe și limba când o scoți iese ca de cățeluș. Știți toată lumea acel filtru? Fata respectivă a pus acel filtru pur și simplu în camera ei și a găsit două fețe invizibile total, unde filtrul respectiv s-a activat. Pur și simplu nu era nimeni, dar filtrul merge doar dacă găsești o anumită față, o formă a feței. Și a găsit o față, de fapt două fețe, și filtrul respectiv s-a activat. Și în momentul în care i-a zis, dacă mă poți auzi, scoate limba. Ei bine, și în momentul ăla chiar a scos limba. Nu știu ce să zic de acest TikTok, pentru că, într-adevăr, măi, se poate. Dar o să încercăm și noi să găsim fantome în casă. Ok, hai să vedem dacă într-adevăr este real sau fals. Așa că fiți atenți. Cred că se vede foarte bine. A, da, hai că se vede.
Cred că se vede foarte bine că mi-am activat filtrul acela de urechiușe și în momentul în care aplicația respectivă își activează acest filtru, așa că dacă întoarcem camera, nu mai este niciun filtru. Bum! Am întors camera și vedeți că acum nu mai este absolut nimic. Și în momentul în care telefonul o să găsească ceva, înseamnă că am fantome în casă, la modul cel mai serios. Pentru că în TikTok-ul respectiv, exact chestia asta s-a întâmplat. Dacă își activează filtrul, înseamnă că avem fantome. Și din câte observ, momentan încă nu găsește nimic. Haide, mă. Încerc și eu să văd dacă e ceva, dar nu. Am încercat puțin să fie întuneric, cu toate că este destul de lumină afară. Haide, frate, nu găsesc nimic. Nu știu, pe tavan, pe ceva. Mi se pare absolut imposibilă chestia asta. Hai să mă plimb puțin prin cameră să văd dacă o să găsesc fantome sau nu. Pe aici nimic. Haide, mă. Deci doar pentru o fracțiune de secundă, dacă sunt picioare. Hai să merg și pe coridorul ăsta puțin. Pe aici nimic. Absolut nimic. Doar Teddy care doarme. Ia să vedem dacă îi se activează fața asta. Hai, Teddy. Salut, golanule. Ce faci, dormi? Nu e nicio fantomă, deci e ok. Și pe aici. No, deci absolut, absolut nimic. Și pe jos, hai să vedem. No, din păcate nimic. Sincer, nici măcar nu știu cum să zic și la modul cel mai serios, nu o să zic dacă este adevărat sau fals chestia asta, pentru că în TikTok-ul respectiv este foarte viral, îl puteți găsi și pe YouTube, dacă scrieți TikTok, nu știu, creepy sau ceva de genul acesta, cu siguranță o să le găsiți pe toate. Și mie mi se părea destul de reală, adică nu știu cum ai putea să faci chestia aia să fie probabil un bug, vreo eroare sau ceva, nu știu ce să zic. Scrieți-vă în comentarii dacă acest lucru este adevărat sau fals. Hai să trecem la următorul live hack. Creepy. Următorul life hack, nu știu cât dintre voi îl știți, dar mi-a captivat atenția. Pentru că am găsit un TikTok unde pur și simplu a făcut o foaie mare cineva, cam de mărimea 1,50 m, a desenat un om mare din desen pe foaia respectiv și toată lumea știe acel life hack unde pur și simplu trebuie să pui un ac, iar apoi cu un alt ac e un fel de voodoo, ceva de genul. Miști acul respectiv, îl pui undeva, nu știu, pe desen, pe mână, pe picioare și așa mai departe și acul se mișcă în direcția în care miști tu. Am făcut și eu acest life hack, doar că de data asta o să facem gigantic. Hai să vedem dacă este real sau fals. Probabil acesta este cel mai înfricoșător life hack, așa că fiți atenți. Am făcut aici o foaie mare, cred că are, nu știu, destul de mare. Are aproape, cred că 1,50 m. Da, 1,50 m are și am desenat un om pe el. Și din câte am văzut în live-ul respectiv, o să trebuiască să scriu numele meu. Uite aici. Flo. Alt Flo nu mai știu. Așa că o să trebuiască să pun și un X aici, în umărul stâng, cum ar veni acesta, ok? Sau drept. O să pun un X aici și bineînțeles o să trebuiască și un X în afara corpului, aici. A luat niște șurubelnițe foarte mici. O să înfing aici. Perfect! Vedeți că stă, iar acum... Ok, am pus șurubelul ăsta aici. Da, după cum vedeți, nu prea stă. Ok, iar eu o să trebuiască să mișc, să vedem dacă se mișcă exact în direcția respectivă. Doar că, din păcate, nu stă. Tipul respectiv care a făcut această chestie voodoo, ca să zic așa, îl durea exact punctul unde a pus șurubelița respectivă. Tot încerc să mișc, dar vedeți că nu se întâmplă absolut nimic. Deci, din punctul meu de vedere, acest life este fake. Dar totuși, înfricoșător. Pur și simplu, nu știu, e vorba de foaia respectivă unde mutai acul respectiv, se muta și celălalt ac. E ca și când s-ar mișca foaia întreagă, ceva de genul acesta. Sau presiunea foii, ceva de genul acesta. Se întâmpla și aici și după aceea pur și simplu era un actor care pur și simplu îl durea umărul respectiv sau picior sau mâna. Ok, este fake. Asta e. Așa că, pentru următorul life hack foarte creepy, o să aveți nevoie să dați un like. Aștept să dai like.
Ok. Următorul pas este să dai subscribe, adică să te abonezi la acest canal și să activezi clopoțelul. Neapărat, pentru că altfel nu o să meargă. Ultimul pas și cel mai important este să dai follow și pe Instagram, exact aici, Florentin Hriscu. După ce ai făcut și ultimul pas, acest video se va încheia acum! Creepy!